Deci nu trebuia să mai apăs pe ăsta. Era unul și. Și, da. Bună dimineața și bine ați venit la Mailbox-ul Live. Rip căști. Unii nu s-au trezit. Ba da, să se trezească toată lumea. Hai. Nu? Da. Ia uite cum numără secundele acolo. Și parter. Trebuia, băi, nu s-a scris parter. Ce naiba facem cu parterul? Unde ați lăsat parterul? 0, minus 1, aia, alea. Te-ai trezit, mă? Da. Acum. Acum, mă. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la un nou live. Dimineața este prea mult spus pentru că e ora 12. Uite, așa se doară urechile, domnul Răzvan. Sunt sigur că sunt oameni care nu s-au trezit la ora asta, oricum. Sau poate abia s-au trezit și se uită la... Și eu știu unul duminică care nu s-a trezit la ora asta. Salutare, dragilor, salutăm și domnul, bună pe, seara, domnul, bună pe, domnul seara. Pe domnul, unde era, cum îl cheamă? Mircea? Nu. Zicea Sal, sunt Mircea. Salut, sunt Mircea și eu sunt Mădălin și el este Răzvan și te salutăm cu tot respectul. Pe domnul Patru Cosmin, care este chiar pe șantierul de lângă. Acum depinde care șantier de lângă. Da, că sunt foarte multe. Sunt unul două, acolo, unul acolo. Fă-ne cu mâna. Da, zicea cineva, zice, băieții ăștia fac că am cerut noi. Păi n-am pus, mă, stropolier, n-a votat toată lumea, ce, Doamne, iartă-mă. Bă, de ce bași zăzanie între oameni, bă? Nu, chiar lumea, 87% da. Au zis că da, hai să facem mailbox-ul live. Și atunci... Și am zis la un moment dat că ne-am dorit din tot sufletul, dacă vreți și voi, să facem un mailbox live pe săptămână. Asta înseamnă o oră. Bine, în principiu e cam cu 20, 25, 30 de minute mai lung decât un mailbox normal. Și pe de altă parte mai luăm și noi pulsul. Vă luăm pulsul. Eu zic că te-ai descurcat să faci un mailbox înregistrat de o oră. Da, dar nu cu 5 întrebări. Fuck off. Deci, hai, fuck off, gata, du-te. Băi, am ajuns pe la, odată pe la 45 de minute sau ceva. Da, și ai tot tăiat. Am tăiat din el până l-am adus la 30 de minute. Dar Mădălin mai avea de zis. Nu știu dacă aș putea să-i zic lui Răzvan că e chirurg sau e măcelar. Cum tai... Lumberjack. Cum tai el din mailbox ca să ajungă la minunățiile alea de... minute. Două chestii înainte să ne apucăm să luăm. Eu am luat trei mail-uri scurt așa și o să luăm din mail-urile pe care le trimiteți acușca. Da, puteți să le trimiteți pe live@pcgarage.ro. E în descriere adresa de mail exact. Unde puteți să ne trimiteți. Două chestii am aflat. Una, că Huawei o să ia din nou Google Play, o să beneficieze din nou de Google Play, așadar și prin urmare cu următorul update, nu se știe exact când, într-o lună, o lună jumătate, două săptămâni, o săptămână, în fine. Și a doua e o chestie pe care vreau să vă spun, pentru că am văzut un pic mai devreme niște discuții vis-a-vis de măcelarul Matache. Vis-a-vis de memorii flash de bază, aveți grijă, în momentul în care vă alegeți o placă de bază, să aibă toate profilele de XMP vis-a-vis de memorii, pentru că mai sunt și plăci de bază care suportă 2933 OC în paranteză, după care 3000, după care să ducem 3400, 3600. Uitați-vă atenți la această specificație la placa de bază pe care urmează să o alegeți voi. De ce? Pentru că degeaba v-ați luat o pereche de memorii la 3200 și vreți să activați XMP-ul pe 3200, că nu o să meargă, o să meargă pe 2933. Placa și memoriile respective o să meargă la 3200, dar trebuie să faceți setările manual. Un pic de fiecare acolo. Da, e un... Pentru cei care nu prea știu pe unde să umble și ce trebuie să facă, e un pic cam greu și s-ar putea să fiu... ce fac acum? Că, ia uite, nu merge mai mult de 2933. Aveți grijă. Mare. Ce merită mai mult? PlayStation 4 sau Xbox One? M-am uitat
acum mi-a sărit în ochi comentariul ăsta. De ce? Pentru că aseară am avut o revelație, așa, în timp ce eu, adică o revelație, nu o revelație, o chestie dubioasă în cap. Se am început să fac... Da. Vis-a-vis de Xbox One Series X, personal nu știu câtă lume o să cumpere consola asta, habar n-am, nici cea mai vagă idee. Știu foarte multe persoane, chiar și dintre voi, care și-au luat Xbox One, au fost mega entuziasmați de consolă o săptămână, două, după care zace într-un colț al camerei. Pe de altă parte, PlayStation 4 este încă o consolă bună, spre foarte bună, dar am început să pun în balanță tot ce înseamnă specificații tehnice și tot ce s-a prezentat în decursul timpului în toate live-urile astea al Sony. Cu procesor de nu știu de care, că face compresie, recompresie, mamă, rupe fâșul și alte nebuni de genul ăsta. Ba mai mult decât atât, mai mult ca sigur, ray tracing pe PS5 o să existe fără doar și poate și pe Xbox One o să existe, pentru că ray tracing de la AMD o să vină pe parte de soft. Și aici e o problemă gravă de tot pentru tabăra adversă. E o provocare din partea AMD pentru tabăra adversă, pentru că prețurile la PC video o să vină mai jos și alte nebuni de genul ăsta. Dar după ce am pus toate astea în balanță, am zis, frate, deci consola asta, la cum vine ea și cum a fost prezentată și design și bla bla, toate tâmpenile astea, o să fie o să aibă un preț foarte mare. Și acum știu că toată lumea o să zică, ce mă, te-ai tâmpit la cap? Păi da, m-am cam tâmpit la cap, pentru că am pus în balanță toată tehnologia pe care au inclus-o omuleții ăștia în consolă. Și cred că varianta cu Blu-ray o să fie pe la 700 de dolari. 700 de euro în Europa. Cred. Văzusem un clip tot așa în care încerca să compare un PlayStation 5 sau un Xbox One X, One Series X, cu un PC nou. Gen, ce ai putea să-ți iei ca să ai aceeași performanță. Performanță pe performanță. Pe lângă că n-ai, că este RDNA 2-ul, cel pe PC-uri n-a apărut, și asta ar fi cam o premieră. Să apară tehnologii noi pe consolă și apoi să apară pe PC. Da. Și apoi să vină, da, mă, lua și voi, știi? Da. Și spunea, nu mai știu, Jace to Sense, că performanța plăcii video din Xbox One Series, așa, ar fi echivalenta unui 2080 Ti. Cam așa ceva. Și imaginează-ți cât costă un 2080 Ti și cât o să coste o consolă. Adică e posibil să fie puțin mai scump decât consolele de acum. Da. Dar n-o să poți cu un PC să ajungi la performanța aia. Niciodată. La prețul ăla. Așa, ca performanță, da, poți să ajungi. Dar îți iei, dai 4.000, 5.000 de lei pe o placă video. S-a tot vehiculat că 500, 550... Ai maximum 600 varianta cu Blu-ray și 550 varianta digitală, dar eu nu cred. Cred că o să ducă pe undeva pe la 700. Cred. Și atunci o să vezi hate reală. Ce e, bă, prețul ăsta? Sunteți nebuni? Nimeni o să pună în calcul ceea ce se află la interior, toată tehnologia. Exact, și tocmai vis-a-vis de ceea ce spuneai și tu. Cu RDNA 2, cu ray tracing, cu bla bla bla, cu toate nebunile astea. Păi dacă pui la socoteală numai 2080 Ti, deja este peste prețul pe care, hai să zicem, îl preconizăm noi, știi? Peste. Dar mai pune și o carcasă, dar mai pune și un procesor, dar mai pune și memorie RAM, dar mai pune și unitate de stocare, care e PCI Express 4.0, scumpă de... Da. Aie? Da. Mai pune și o sursă, mai pune și pe... Și Blu-ray-ul ăla nenorocit. Da, în fine... Om trăi și om vedea, eu cred că prin noiembrie o să, octombrie cred că o să dea drumul la precomenzi, atunci o să vedem și prețul, poate chiar mai devreme, nu se știe niciodată, dar eu preconizez, eu cred că o să fie pe undeva pe la 650-700 de euro, asta înseamnă vreo 3299 de lei. Da, știu, doare. Știu, doare. Mă doare când aud. Știu, dar asta e. În euro parcă sună mai bine decât în lei. Da, e mai puțin. Da. Ce vorbești, mă? Hai să trecem la mail-uri. Și primul mail pe care l-am selectat este de la inestimabilul.
Așa i-a zis lui. A, așa, credeam că zici inestimabil. Nu, inestimabilu. Inestimabilu. Inestimabile. Inestimable. 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 Așa te cheamă, da. Salută și bine v-am regăsit. Nu știu când ne-ai mai găsit. Adică e bine spus asta cu bine v-am regăsit. Bine te-am regăsit și noi pe tine. În primul rând vreau recomandare pentru o tastatură mecanică. HyperX sau Razer. Depinde ce... HyperX... Știm ce. Aloi FPS. Iar Razer Huntsman, evident. Dar nu știu dacă te coafează foarte mult Tournament Edition, pentru că Tournament Edition nu e Achilles-ul. Da. Nu are, nu are numpadul în partea dreaptă. Chiar dacă nu e pe stoc, poți aștept. Ce, ca rest de periferice, dețin mouse Pulsefire FPS Pro, un mouse extraordinar de bun, îl am și eu. Căști Nari Ultimate, asta nu au trecut decât prin mânuțe la teste. Mousepad HyperX 360x300 și tastatură HyperX Alloy Core. Păi și de ce vrei să o schimbi? Ce nu-ți place? Ah, Alloy Core. Nu are Alloy Core, switch-uri mecanice. Da, da, da. Deci, clar, Alloy FPS. Este, în primul rând, e mai ieftină decât un Razer. Da. Adică... Dacă banii nu contează, atunci te duci clar pe Tournament Edition, pentru că folosește și switch-urile alea optice, care sunt ok pentru gaming, dar sunt un pic calvar în ceea ce privește redactare multă de text, până când te obișnuiești cu feedback-ul tactil. În momentul în care te-ai obișnuit, nu mai ai niciun fel de problemă. Mie mi se părea, când le-ai avut-o pe birou, mi se părea că sună ca și cum ar fi foarte gol, așa, ca și cum dai în gol, nu știu. Păi, adică nu e ca la o mecanică da, normală. Dar pe de altă parte se întoarce foarte repede. Ok. Da. Asta este un inconvenient în momentul în care editezi un text și până te obișnuiești cu... Da. Cu viteza de întoarcere a tastei, știi? Te lămește când... A fost, de foarte multe ori aveam 3. E, știi? Ah, ok. Și tu apăsai, da. Da, da. Adică țineam apăsat prea mult obișnuit cu tastaturile astea alte pe switch-uri blue sau pe switch-uri pe blue și pe silver, că numai de astea am avut. Da, da, da. Deci HyperX al lui FPS este o tastatură mai mult decât ok. Dacă vrei... De la Razer, atunci clar, eu ți-aș recomanda să te duci spre Huntsman, pentru că optomechanical, așa. În al doilea rând să mă decid cu următoarele și are două wishlist-uri. Mă enervează faptul că nu sunt deblocate procesoarele Intel, dar eram hotărât pe AMD, dar aștept și păreri. Am un SSD de 240 de GB și memoria mică la cel M2, cel de-al doilea pe care îl are în wishlist-uri, okay. Probabil. Nu vreau ceva extraordinar, vreau să nu existe lag, lento sau nicio problemă. Pentru alte precizări, ascult cu plăcere, o zi bună. Bun, avem ce avem noi, avem așa. Stai să dăm pe ecran. Cum așa? Bun, avem pe ecran, ăsta este primul wishlist care are un deci un SSD de SX6000 de 128 GB, plac de bază Gigabyte B365MH, memorie HyperX Fury Black 8 GB de DDR4 la 2666, sursa Corsair CV550 80+, blonde 550W, carcasa Achilles Bellatrix și un i3-9100F, da. FT care, ce scrie la mesaj, că nu mai știu, n-am văzut ce era la mesajul lui. Nu-l ai. Nu cred. De ce nu-l ai? Nu-l are. În fine. El deține un, stai așa să... L-am. La i3-9100H slash poate... Altă placă de bază nu e obligatoriu. Deci tu având un 9100F, îți lipsește un... O placă video. O placă video. Pentru că altfel nu o să poți să dai semnal video către monitor. Da, adică n-ai pe unde. Stai așa, stai să vedem și al doilea wishlist, că al doilea wishlist este așa, de început merge. Zice el, plac de bază B450MDS3H de la Gigabyte, același SSD, HyperX Fury, aceeași memorie, dar la 3200, aceeași sursă și aceeași carcasă. Da, deci ideea la al doilea wishlist era cu Ryzen
3100 sau 3300X? Eu ți-aș recomanda, fără niciun fel de discuție, să mergi pe varianta cu 3300X. De ce? Pentru că, din punct de vedere al performanței, este clar peste i3-9100F și aici nu facem referire la single core, unde îl cam rupe pe genunchi pe 9100F, dar și la multicore. Ce ziceam Răzvan un pic mai devreme, atenție mare de tot, pentru că îți trebuie și o placă video. Ce placă video îmi recomandați voi pentru acest gen de sistem depinde de bugetul pe care îl ai tu. Noi am putea să-ți recomandăm un 1660 sau un 1660 Super. Toată lumea o să zic acum, dar de ce mama n-ai bine recomandat seria, de ce mama n-ai bine recomandați RX580, RX480? Pentru că nu mai sunt pe nicăieri pe stocuri. Ce au rămas pe stocuri sunt niște modele da, chiar ok, care să cam încing un pic. Chiar se plângea cineva ieri pe chat că de ce nu mai există 1070 și 1060. Pentru că generațiile s-au terminat, astea, cum îi zice, au fost scoase de pe banda de producție cu jumătate de an înainte să apară seria 2000, la fel cum se întâmplă și acum cu seria 2000, am dat o știre ieri în care spuneam că Nvidia gata, s-a hotărât să stopeze procesul de producție în ceea ce privește modelele din seria RTX 2000, ba mai mult decât atât, chiar și modelele din seria GTX 16, aia mergem înainte. Ce naiba să facem? La fel se întâmplă și cu RX 580-uri, RX 480-uri, pe care în momentul de față le poți găsi, sau chiar cu 590-uri, care în momentul de față le poți găsi numai prin SH-uri. Dar, ca să le leg așa frumos, seria RX 580, 590, 480 chiar, e un pic riscant să iei de la orice producător un model din ăsta. De ce? Vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat cu piața de plăci video în momentul în care au început băieții să mineze? Și mulțumesc foarte mult pe această cale și nu mai știu cum îl chema. A lăsat cineva un comentariu la live-ul de ieri vis-a-vis de partea de mining. Ai perfectă dreptate, așa este, și știu de la colegi, de la prietenii noștri de la Gigabyte, pentru că ei au făcut niște teste cu minare pe RTX 2000 și au zis că este net inferior față de chiar și de un RX 580. De asta zic, nu e riscant să-ți iei un RX 480, RX 580 sau chiar RX 590 de pe la SH-uri, că nu știi până ce riguri de mining a fost. Nu știi dacă memoriile mai sunt ele sănătoase, nu știi cât a fost uptime-ul în ceea ce privește mining-ul sau alte nebunie de genul ăsta. Stați cu minți în ceea ce privește aceste trei modele, 480, 580 și 590. Decât dacă știți că a fost într-un calculator de al unui gamer care s-a hotărât să facă update și atunci a pus la vânzare. Da. Uite, Bogdan zice că își aduce aminte că a luat un 480 cu 1200 de lei, da, și două luni mai târziu l-a dat cu 2000. Da. Da, atunci s-au făcut niște afaceri. Mm-hmm. Mai ales când s-a calmat toată treaba cu Bitcoin-ul, că toată lumea era disperată să vândă foarte mult, foarte repede plăcile video și l-au dat la niște prețuri de așa. Mm-hmm. Și cine a fost inspirat atunci, a pus mâna pe așa, a făcut un profit destul de bunuț. Da. Da. Aș vrea să-i răspundem și lui Malware, care întreabă de mouse-ul M3 și tastatura K5 de la Asus TUF. Ah, nu. Era să zic păi să nu, știi că e M3. A, da. Să știi că avem review-uri la cele două pe celălalt canal, pe PC Garage Video Reviews. Uh-huh. Caută-le acolo și o să vezi exact cum arată și ce poate fiecare. Bun, ca să încheiem cu mailul lui, unde mi-e, lui inestimabilul. Deci, clar, pe partea de tastatură, eu m-aș duce fără niciun fel de discuție și Răzvan e de acord, că e prețul mult prea mare. HyperX Alloy FPS. Dacă îți place RGB, mergi pe varianta RGB, dacă nu îți place, mergi pe varianta decât cu iluminare roșie. Uh-huh. Aia este. Iar pe, în ceea ce privește sistemul, clar, pe sistem cu o configurație Ryzen 3 3300X, rămâne tu să îți alegi placa video, dar eu nu m-aș duce sub un 1660 normal, aș alege un 1660 super,
sau un 5600 XT de la AMD. În cazul în care te hotărăști să faci streaming, atunci clar te duci pe varianta Nvidia, pentru că codecul celor de la AMD încă nu este... Și întâmplător Marius, Mario chiar întreabă dacă e bun Ryzen 3300X cu 1660 Super. Da. Dacă e exact ce am recomandat. E o variantă foarte bună și... Nu dăm spoiler. Pentru că noi nu suntem ca alții care dau spoilere la Ghost of Tsushima. În fine. Părere despre RX 1650, GTX 1650, cred că vrei să spui, nu există RX 1650. Ai făcut o combinație nebună între AMD și Nvidia. Varianta 1650 OC, GTX 1650 OC, este ok pentru a poate rula fără niciun fel de problemă titluri eSports. Și iar la eSports băgăm și Fortnite-ul, pentru că este, l-am văzut, fiind la eSports. Apex-ul, GTA 5-ul, setări medii, în Full HD. Poți să rulezi cam orice, dacă nu ești pretențios în ceea ce privești detaliile. Era să îi stric, nu vreau să îi stric ziua lui Adrian cu Hyper. Hai Adriane, apucă-te de Hyper. Lasă naibii Apex-ul, că e bun de tot Hyper-ul ăla. Da. Gata. Și eventual, peste o perioadă de timp, domnule inestimabil, încă 8 GB RAM. Ar merge. Ca să fii un semi-future proof. Ok, gata, am terminat. Al doilea mail pe care l-am selectat noi repede, este un mesaj de mulțumire de la Florin. Salutare, Mădărin și Răzvan, întreaga echipă PCG, vă scriu mailul acesta pentru a vă mulțumi pentru că m-ați ajutat cu alegerea componentelor pentru PC-ul meu. V-am scris în mailbox-ul cu număr 240. Vă mulțumesc din suflet de ajutor și echipa PC Garage, au lucrat foarte profesionist și atent la comanda mea, aceasta este configurația. Aici vă las câteva poze cu sistemul, mulțumesc încă o dată și dau berea când ne vedem. Continuați treaba asta bună de acum în continuare. Îți mulțumim și noi, Florine, pentru aceste cuvinte minunate. În ceea ce privește sistemul lui, este un sistem care este compus din Western Digital Blue Dentera, Corsair Vengeance 16GB 3200, Flower 80 Plus Server de 650W, Asus Prime B450+, Gigabyte RTX 2060 Winforce AC, A2000 la 250 de giga, Gamax L240T, care nu este un sistem de răcire pe care nu să nu luați în configurare în zi. Să-l dați la o parte să ziceți, nu este bun sistemul ăsta de răcire pe lichid, e un sistem de răcire pe lichid foarte bun. Armisu R6XTG RGB și 3600XT-ul. Unde eram? Ăsta era. Așa arată sistemul lui. Să-l stăpânești cu plăcere, Florine. Îți mulțumim foarte mult pentru apreciere. Dar pe de altă parte trebuie să ții cont că sfaturile ți-au fost date de noi în proporție de 70%, iar comunitatea a colaborat și ea, sunt foarte convins că ai aruncat un ochi pe acolo în comentarii vis-a-vis de ce a spus lumea de configurația ta. Bun, ăla a fost. Să-l stăpânești cu plăcere, ne întoarcem din nou la mail-uri și îl avem pe calculator, pe David. Bună ziua, mă numesc David și aș dori eu să achiziționez un calculator. Aș avea și eu câteva întrebări. 1. Evident, acea întrebare clasică. Componentele sunt compatibile. 2. Aș putea să fac OC. Pot face gaming pe setări High Ultra în 144 de FPS-uri. Având în vedere bugetul de 8.000 de lei, mi-ați recomandat să merg pe un cooler tip IO. Dacă da, va fi compatibil cu carcasa aleasă de mine. Dacă este ceva în regulă cu wishlist-ul... Acesta e wishlist-ul. Mulțumesc pentru atenția acordată. L-am citit ultra, ultra, mega, ultra... viteză repede care este când... Că, e mișto, da. Da, să fii tu stai așa că încă n-ai văzut nimic. Ok, acesta este wishlist-ul lui David. Sursă Silențiu PC, Supremo FM 80 Plus Gold de 750W, SSD Samsung 970 EVO de 500 de giga PCI Express. Plac de bază Gigabyte Aorus B450
Elite, da, poți să faci fără niciun fel de problemă overclock pe Ryzen 7 3700X. Ăla o să las la urmă pentru că este o greșeală acolo. Samsung 860 QVD de 1 TB, memorie HyperX Fury Black 16 GB de RAM 4 la 3200 GB, GeForce RTX 2070 Super și NZXT H510. De ce am zis că o să las pe ăsta la urmă? Pentru că este pentru TR4, adică pentru socketul dedicat procesoarelor de la AMD Threadripper, alea mari, foarte mari. Așadar și prin urmare, ce zici, mă? Ce să-i recomand? Ar putea să ia varianta Dark Rock Pro. Hai să vedem ce scrie producător. Suport radiator în față de 120, 140, 240, 280 de mm sau în spate 120 de mm. Deci clar, dacă te gândești la un sistem de răcire de tip all-in-one, adică pe lichid, trebuie să aibă maximum radiatorul 280 de mm, iar pe spate, poți să montezi și pe spate, 120, maximum 120. Acum rămâne la latitudinea ta dacă vrei să mergi pe răcire pe lichid. Bun, hai să facem inversa, adică ce e ăsta? TR4, ce preț e? 418 lei, ok, hai să vedem ce găsim în 450 de lei, 400, unde ești, mă, filtrul, unde e prețul, de ce nu e prețul aici? What the hell? A dispărut prețul. De ce nu e prețul aici? Vezi? Da. Păi și ce facem, vere? Bă, frate. Mai dăm un reload. Hai să facem altceva. Este, bă, băiatul. O minunăție! Hai să luăm decât. Atunci facem în felul următor. Luăm o dată. Am mai 4, da? Da. Luăm o dată răcire pe lichid. Deci am zis 450 de lei maximum. Maximum 450 de lei. Ce găsim noi? Punem 450 de lei, ceva fiabil. Ceva ok. Ceva mai sus de 450 de lei, deja te duce aici. Uite, Captain alb. Unde? Stânga, mai este. Ala. Asta. Ăsta este o variantă, odată ar fi ăsta variantă, iar a doua variantă ar fi ăsta, dar cum îi zice, chiar dacă e la jumătate de preț, nu te lăsa, nu vă lăsați păcăliți de chestia asta, este, am spus-o și o să o mai spunem de nenumărate ori, chiar dacă e la jumătate de preț, nu înseamnă că nu e bun. Gamax-ul 240T este un sistem de răcire all-in-one foarte, foarte ok. Ține un overclock, da, dacă nu faci un overclock din ăla care vrei tu să spargi toate recordurile posibile și imposibile de pe planeta asta, da, a dispărut prețul. What the hell, cum? Da, zice cineva că e la filtre standard, dar e între și între, cred. Unde? Preț. Păi, este între, sub, între... Păi nu l-am folosit eu mai devreme, mă? Când am căutat telefon? Pui mei, în fine... Bun, deci asta este o variantă, este net superior din punct de vedere al performanțelor față de Gamax 240, dar nu este de omis ăsta. Aici sunt cele care nu sunt în stoc. Uite, 240T-ul. Ăsta l-am avut noi o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Așa și cam atât. Ai rocul pus. Da. Ish. Ok. Iar dacă nu vrei răcire pe lichid, trebuie să te uiți în prima dată aici. 165 de mm maximum răcire pe aer. Așa ceva. NHD15 are 165. Clar. E la limita limitelor. NHD15. Adică ăsta ar fi ok din nou. Și ăsta este ok, MSI Mag-ul. Da, din păcate nu ne-ai spus în ce bani să ne încadrăm în ceea ce privește răcirea, dar, exact cum zicea și Răzvan, și-a revenit, mă, și-a revenit până aibă. AM4, odată, și
aer. Nu pot să pun pres, ce mă enervează. Uite-le. De 15, de 15 Chrome Black dacă Chroma Black dacă vrei, Chrome Max-ul Black dacă vrei să se asorteze cu carcasa, dacă ți se pare coloristica asta nu e cine știe ce. Da, dacă mă apucă, dacă mă pune pe undeva să dau aici, mai bine o fug. Mai bine o fug. A, nu! 4, 5. Asta nu sunt pe stop. 5. Haide, mă! Aici, în primul rând, trebuie să fie ceva. Na. Nu, deci astea sunt singurele variante. Ori sistem dulce pe lichid, cu modele pe care le-am menționat noi un pic mai devreme, sau de 15, de 14, de 15 de la Noctua. Din păcate, nu este ăsta, pentru că eu recomand, mi se pare cel mai silent cooler pe care l-am testat în ultima perioadă de timp, cooler pe aer mă refer, și de la Be Quiet, Dark-ul nu este în varianta pentru AM4 disponibil pe toate nicăieri. Celelalte. Aia e. Din păcate. Din păcate. Asta este, n-aia. Bun. Ce mai era? Ba, și mai aveam? Mai aveam? Nu, acum o să trebuiască să luăm mail-uri. A venit un mail de la... Un mail. Alex. Alex? Care stai, zice... Stai, vrei, stai. Stai. A, păi stai. Uite-l acolo. Ce vorbești? Mai sus. Unde? Recomandare căști. Sau Mădărin și Răzvan, puteți recomanda o pereche de căști în bugetul 200-250 de lei pentru gaming și pentru muzică. Deci atunci ar trebui să ne ducem către căști de gaming. Nu? Gaming. Căști de gaming. Gaming și căști de gaming. Îți recomandăm Somic 64 de lei. Somic Senic. Wow. Senicule. Senilule. Bă, de ce nu e filtrul ăla? De ce nu e filtrul ăla aici? Mă enervez cu un nerv optic. 200-250 de lei, care să fie și pentru muzică și pentru gaming. E un pic cam complicat. Uite aici, asta acolo. Asta. Mm-hmm. Nu e complicat deloc. Mie, deci nu știu, mie îmi plac super mult astea de la... Băi, se aude Stingerul extraordinar, da, de bine pentru cât costă. Asta mă... Comparativ cu astea... Astea sunt zei. E zeu. E zeu. Mai altceva, Turtle Beach-ul ăsta face cu ochiul un pic, dar nu știu, n-am avut ocazia decât un singur model să-l aud. Mm-hmm. Dar era dedicat 100% pentru audiofili. Ah, ok. Și... Vezi ce mai zis, e bine pe cealaltă pagina. Până la 250 ce ar mai fi. Singur. Normalul? Da. Asta are niște note, am văzut și afară, are niște note destul de scăzute. Iar de aici încolo ne ducem spre alte prețuri. Alte prețuri, 269 de lei, 432 este ok, dar este numai pentru gaming, adică muzica este și a muzică, dar nu e cum ți-ai dori eu tu să fie. Stingerul ăsta l-a avut Larisa, uh-huh, și a fost foarte, foarte mulțumită de el și a ascultat dimineața și până seara, chiar a ascultat dimineața și până seara muzică și vocile noastre când o luam razna pe mailboxuri, episoade și alte de genul ăsta. Ei au plăcut foarte mult. I-a plăcut foarte mult perechea asta de căști, s-au părut extrem de confortabile și sunt confortabile, ăsta e adevărat, plus 7.1 surround și alte lucruri de genul ăsta. Da, softul lor nu este unul wow care se dea pe spate, dar pentru că nu e bine optimizat, că nu-ți oferă mai nimic. Dar e ok și e bine de știut că îl ai acolo. Pe de altă parte vreau să vă spun că cu regret în suflet, Asta e. Cred că acumulatorul la această pereche de căști s-a dus. Nu știu cu cine aș putea să... O să vorbesc cu cineva din Polonia, să vedem, poate ne ajută să ne trimită un acumulator sau să ne îndrepte. Uh-huh. E vorba de Cloud Orbit S. Vârful de gamă al celor de la HyperX.
cred că s-a dus acumulatorul, pentru că nu se mai aprinde nici LED-ul de încărcare. Muștucul ăla Bluetooth le vede ca fiind orbitez, dar n-ai sunet. E posibil, ideea e, câteva luni nu le-am folosit deloc. Da, au stat în cutie și e posibil să fi fost și bateria descărcată. În momentul în care le-am pus în cutie. E posibil. Și atunci... O să întreb și eu în stânga și în dreapta să vedem la naiba. Da. Da. Vrei să vedem niște carcase mișto? Am zis asta, da? Da. Ok. Văzusem eu un... Nu. MK Crew 50... MR Crew 53 este o idee genială pentru un episod dedicat. În cazul în care nu știi, și o să-l facem, pentru că e foarte ok. E foarte ok. Sunt mai mult decât convins că sunt foarte mulți utilizatori care nu știu diferența asta dintre un procesor 6 core 6 threaduri și un procesor 6 core 12 threaduri din punct de vedere al performanței, eficienței, consumului și alte nebuni de genul ăsta. E o idee foarte bună, îți mulțumim din tot sufletul că ai venit cu ideea asta. Am notat-o. Săptămâna asta avem, din păcate, un nou live vineri, începând cu ora 3 din Ghost of Tsushima. Săptămâna viitoare avem un episod special cu următorul sistem Madra, asamblare. Așadar, cam peste vreo două săptămâni o să facem acel episod și o să-l facem și cu teste. Cu teste de care, astfel încât să-ți dai tu seama despre ce e vorba în propoziție, care e diferența între astea. Din punct de vedere al performanței, consumului, eficienței, etc., etc., etc. Da, bună idee. Bună de tot ideea. Foarte bună. Bravo, bravo. Mulțumim frumos. Hai, ce vrei ai? Carcase mișto de la Bogdan Pătrăucean. Ok, de la Bogdan? Domnul Bogdan. Măi, domnul Bogdan. Stai bre. Dacă îl mai ții minte, Bogdan a mai fost în mailbox-ul nostru. Bogdan, da. El. A fost într-un mailbox în care avea nevoie de o carcasă. El, noi i-am recomandat atunci, pentru că era cea mai mișto, H500P Mesh de la Cooler Master. Mai ții minte? Ăsta, Răzvane, tu nu-mi spune mie de Bogdan. Ah, ok. Cu Bogdan, tu și Bogdan sunteți... Eu și Bogdan suntem amici, dacă pot să spun așa. Am avut discuții lunguțe, foarte lungi, pe la Comic-Con și pe la astea, pe partea de programare, pe... Deci zice așa, salutare Mădălin, Răzvan și dragi colegi din comunitate. Yes! Ce drăguț! Revin cu întrebarea despre carcasa din mailbox-ul live anterior. Ok. De când am discutat noi data trecută și mi-ați recomandat H500P Mesh, au mai apărut două carcase destul de faine, cu airflow bun și cu vreo 40% mai ieftine. Ceea ce e un mare... E vorba de Liali la Lancul 2 Mesh Performance. Da. Ok. Și Fantex P500. A. P500A. Oare merită diferența de preț pentru P500 Mesh față de cele două noi ieșite? Dacă nu, voi pe care dintre ele ați merge, vă aștept la Cluj, fac cinste cu un Pepsi sau două sau trei câte vreți. Am făcut respect eu confuzie. Am făcut eu confuzie. Boghi P. Boghi P. Boghi P. Da, Boghi P. Gata. Da. Și cu el ne știm oricum. Cu el ne știm de la începutul live-urilor, de la începutul lui Garaj, de la începutul lui ce vrei tu. Bun, deci el a dat două... Ce draci am făcut? Am făcut bine. Două carcase. Acum o să supunem la vot. O să zicem primul model este 1, da? 1. Și e vorba de Lancul 2 Mesh, Born to Push the Limits. Iese fum din Natural Evolution. E vorba de Lianliu ăsta frumos, un Lianliu care... este apreciat de cunoscători și de cei care dispun de buget, pentru că ele sunt foarte scumpe. Și totuși e mai ieftină decât cea de la Cooler Master, adică e foarte adevărat. Și uite cam ce poți să faci cu ea. Poți să faci cam orice. Deci fii atent, are mesh și pe dreapta, pe laterale. Da, jos. Da. Jos, da. Are și un hub, suport, cu 6 PVM fans. Ori pe 3, ori pe 4 pini.
mai poți să mai pui două ventilatoare în podea. Sau două SSD-uri. Fuck me. Adi zice că e, că el are varianta fără mesh și că e genială. E superbă. Wow, soundtrack, bă. Da. Ai, ok, da, ăsta care scoți... îți ascunde cablurile. Bun, deci ăsta este unul. Și, bine, ideea e că eu nu pot să votez. Eu nu pot să votez pentru că tu mi-ai dat doi producători care mie personal îmi plac foarte mult. Lia Liu și Fantex-ul. Fantex-ul care e Eclipse pe 500A și noi să-i spunem 2. Deci voi votați 1 sau 2. Care și asta arată genial. Are în schimbare sticla pe tot. Sticla pe tot și este cu balamale, cred eu. Dar vedem imediat. Că nu știu, e prima... 1 milimetru de mesh. 1 milimetru de mesh. Uite, ventilator. Băi la ventilator. Mamă, băi și la ventilator, care e bunul, să-mi bag picioarele. Aptul 6, de 140. Radiator de 420 în față. De 420, mâncați și ochii tăi. De 420. N-are de 480, mă, îmi pare rău. Cum naiba poate și o carcasă să fie genială? Dă-ți răspunsul singur. E vorba de airflow, e vorba de câte ventilatoare intră la interior, e vorba de design, e vorba de orice, pe bune. Da, cum e optimizat în interior. Da, din păcate nu prea sunt de acord cu prinderile astea. Alea de le... Piu, 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 piu. Deja avem 2 de 2. Revolut. Revolt. Ok. Da, cam puține detalii are, are asta. Dar eu o să zic în felul următor și acum știu că o să mă... Ok, nu mă interesează asta. Vreau să văd altceva. Deci ambele au mesh. Asta înseamnă că ambele au pe unde să-și tragă, să-și tragă aer fără doar și poate pe parte frontală. Dar... Ia uite câta camera are asta aici. Față de asta. Înțelegi ce vreau să zic? Unde era laterala? Adi spamează cu unul. Sincer... Sincer, acum, fără să influențez pe absolut nimeni, dar uită-te în, în comentarii. Bravo, ce? Bogdane, și alegerea ta în fond și la urma urmei, ambele au un interior foarte ok, din cam toate punctele de vedere, un airflow bun pe, pe ambele modele, dar eu încă sunt cu frica asta de panou și de spart panou lateral și alte nebuni de genul ăsta și de asta aș merge pe varianta asta. Pentru că ai mesh în partea inferioară. Și ideea e în felul următor. Din punct de vedere al airflow-ului, din punct de vedere al răcirii componentelor, dacă pot să zic așa, o prefer mai mult pe asta. De ce? Pentru că mai are pe unde naiba să-mi intre aer la interior și pe o parte și pe cealaltă, pentru că are mesh și pe partea cealaltă. Asta având până jos plexicul, în partea aia tablă, fără mesh, fără nimic, nu-ți mai intră la interior aer atât de mult. Deci, din punct de vedere al aerisirii, asta de la Lian Li e mai ok. Dar și față de H500... Nu. Dacă mergem așa față de H500P... Na, e o decizie foarte grea. E o decizie foarte, foarte grea. De ce? Pentru că și modelul de la Cooler Master arată foarte bine, are un interior extrem de bine, extrem de bine... Are două ventilatoare de 200 de milimetri pe partea frontală.
E foarte, e foarte, foarte greu. Așadar și prin urmare o să te invit să te uiți prin secțiunea dedicată comentariilor și să te faci o socoteală acolo. Băi, au fost 10 de 1 și 8 de 2. Atunci mai poți să mai faci așa cu urechea la comentariul pe care l-am dat eu vis-a-vis de panoul lateral din plexiglas. Din plexiglas, din sticlă, că nu este până jos și ca aerisire să mai poate face și aer poate să-și tragă și din partea inferioară. Asta, asta consider eu plus față de modelul de la Fantex. Asta îl consider plus. În fine, scurt pe doi, carcasă cu RGB arată mai bine. True. Fantex vine cu 3 ventilatoare de 140. Și asta e adevărat. Dar dacă omul vrea să-și pună răcire pe lichid. În fond și la urma urmei sunt banii tăi. Tu știi ce alegi și tu știi ce dă mai bine la tine pe birou. Pe de altă parte, da, are și dreptate. Că m-am mai ciondănit cu cineva mai săptămânile trecute cu o recomandare de carcasă. În fine, nu contează. Trebuie să iei în calcul și chestia asta, cu ce vine la interior. Vine cu hub, vine cu alimentarea ventilatoarelor direct din Molex. Știi că la finalul zilei, în momentul în care te-ai documentat și te-ai hotărât, gata mă, pe asta o iau. Ajungi la concluzia că n-ai făcut altceva decât timp de 4 ore, 5 ore, 6 ore sau chiar mai mult, să faci comparație între mai multe modele și să vezi ce e mai bun pentru configurația ta și pentru calculatorul tău. Și până la urmă te-ai sucit și vrei altceva. Altceva. Știi? Da. Cum am avut eu un prieten cu televizor. Ce televizor îmi recomandă? Băi, zic, ți-aș recomanda un LG pentru că are culorile mai nu știu cum, are un contrast mai bun, nu știu ce. Bine, ok, gata, fac atins și-a luat Samsung. De ce ți-ai luat, mă, Samsung? Mi-a zis vecinul că e mai ok, că el n-a avut niciun fel de problemă cu el. Păi, domnul, de știi că are probleme LG-ul? Păi, mi-a zis vecinul că n-a avut niciun fel de problemă. La are de 2 ani și n-a avut niciun fel de problemă cu el. Ok, bravo, felicitări. Vrei să vedem în wishlist? Hai să vedem, hai să facem baia mare. De 2500 de lei? What? Da, vreau să văd pentru că am întrebat. Roby Holby. Bă, fugi de aici, facem poezie la ora asta, ce dracu ai cu tine? Aici eram, nu? Nu eram aici. Aici eram, nu? Da. Aici eram. Roby Holby. Roby Holby. Roby Holby. Ok, hai să dăm wishlist-ul. Băi, nebunit la cap, Roby Holby. Băi, mi s-a instalat astăzi Edge-ul. Noul Edge. Și cum ți-o pare? Nu e rău. Nu e rău. Nu e rău, mi-a preluat tot. Conturi, extensii, adică Adblock, am o extensie de făcut screenshot pe tot. Ai, Răzvane, că asta e conspirație, tot. E Microsoft-ul cu geana pe tine, fii atent. Posibil, dar eu când am intrat în YouTube eram deja conectat, toate astea, adică tranziția a fost foarte lină. Ok. Și se încarcă repede, nu știu, pare interesant. Trebuie să mă uit, să vedem câte resurse consumă, de fapt. Dacă asta nu poți să-ți dai seama decât în timp. Aia da. Nu, în timp de... Bă, într-o zi poți să-ți dai seama cât de nașpa e. În momentul în care deschizi mai multe taburi, exact. La Chrome știm. Eu. Da, RAM-ul. Acum e... Na. Nu? Așa e. Dude. Unde mi era, mă? Deci Roby Holby. Roby Holby. Stai că deschisesem Roby Holby. Ok. Roby Holby. Roby Holby. Ce e așa? Ce scrie aici? Salutare, Madalini și Răzvan. Doresc să mai achiziționez un PC care să ducă majoritatea jocurilor la o performanță cel puțin decentă. Nu am pretenții la High Ultra și nici nu mă voi juca jocuri solicitante precum Red Dead Redemption 2 sau Anthem. Anthem, cine dracului mai joacă Anthem în anul 2020 când e pilaf cu carne? Dar am făcut un wishlist, da. Și aș dori să vă întreb dacă configurația mea e ok pentru cerințele mele, dacă componentele sunt compatibile și să se leagă fără niciun fel de problemă. Orice recomandare sau schimbare la sistem e binevenită, dar să nu depășească prețul actual al wishlist-ului prea mult. Am 14 ani și părinții mei nu vor să dea prea mulți bani pe o cutie legată la priză. Și asta e adevărat.
Chiar dacă nu mă puteți ajuta, o apreciez intenția, salutare. Aș dori să trag de preț cât mai jos, fără să fie performanța afectată negativ, dacă se poate. Repet, orice recomandare este binevenită. Unde era? Uite-l. Stai că nu mai știu ce dracului făceam. Gata. Ok. Ba-bam. Ce avem noi aici? Avem un hard disk Toshiba pe 300. Ia uite-te, te rog eu frumos, cât e Western Digital Blue Dawn Tera. Memorie Patriot Viper 4, 16 GB de 4 la 3200, XFX 570 RS 8 GB. Cât? Cu 6 lei. 7 cu 6 lei mai mult. Ok. Carcasă Floston Turbo Red. Asta trebuie să o deschidem un pic. Gigabyte B450M S2H, sursă Seasonic de 500W, Hikvision de 128 de giga și 3100. E o alegere foarte bună, 3100 asta. Da. E chiar o alegere foarte bună și ai tras de toate componentele cât ai putut de mult ca să faci o, să, cum îi zice, să faci economie cât mai multă. O carcasă cu sursă sus, dar cea mai ieftină ever posibilă. 122 de lei, da. 122 de lei, nu știu dacă mai găsim altceva. Bine, el a luat și, pentru, și cu ventilatoare, adică 120, ar fi asta o. What? Bellatrix? Pe asta n-ai văzut-o, mă, omule. Păi da, uite, aia. Tată. Aia, da. Asta, clar că nu, că nu... Un ventilator inclus. Asta are... 3, 2 pe spate, 1, 2, 80 pe... Da, și asta cum e? 2 de 120 pe față. Păi și de ce sunteți, mă? Bă, de ce în poză mai apare unul? Că poate să te păcălească. Da. Dude, deci... cum ai zis că îl chema? Robby. Robby! Treaba e următor, sistemul tău arată bine spre foarte bine, înlocuiește carcasa asta, Floston Turbo Red, înlocuiește-o cu asta altă, Akiris. Akiris Bellatrix, ai două ventilatoare frontale, unul pe spate. Într-adevăr, sursa se montează tot sus, dar are spațiu ca lumea să tragi, să tragi cablurile. Asta altă e un pic mai... înghesuită. Mai rudimentară, da. Exact. Și nu prea ai pe unul să tragi cablul decât în zona asta. E un pic cam ciudată carcasa asta. Bun, deci înlocuiește Flostonul ăla cu Bellatrix-ul. Placa de bază e ok. Hard-disk-ul la fel? Hard-disk-ul. Poți să pui unul este hard digital. Hard-disk-ul poți să pui unul este digital pentru că diferența între pe 300 și unul este digital blue este de numai 6 lei. E numai 6 lei și ai mai salvat ceva în momentul în care ai schimbat carcasele. Puțin, da, ai salvat. Și având în vedere bugetul pe care îl ai, nu pot decât să te felicit pentru alegerile pe care le-ai făcut. Într-adevăr, nu este cea mai bună opțiune ever, dar este un SSD pe M2 și are niște rate de scriere, citire și un timp de răspuns foarte ok. 3100 lei e un procesor căruia noi am făcut review și mie personal mi-a plăcut... mult. Chiar mi-a plăcut mult cum se comportă și poți să joci jocuri în combinație cu placa asta video, jocuri gen Fortnite, Apex, Overwatch, Call of Duty, Warzone, chiar și pe detalii low medii, chiar și Red Dead Redemption 2 o să-ți meargă pe configurația asta, s-ar putea în Full HD cu totul pe low sau dacă... nu se mișcă cum vrei tu, un 720p cu totul pe low și anumite opțiuni pe medium, poți să joci GTA 5, poți să joci Dead by Daylight, la fel, încă o dată spun, nu cu totul pe ultra very high, tu ai zis lucrul ăsta, eu decât îți confirm. În rest, n-am ce să comentez, deci... pentru cei care întreabă dacă se poate face o configurație decentă în 2500 de lei, iată configurația decentă în 2500 de lei. Aia e.
Și acum toată lumea să zică, păi băi, ce dracu faci, mă? Păi el n-are bani și tu îi ții și modul, combinația aia 16 giga la 3200. Păi, din punctul ăsta de vedere, e cam future proof. Iar la ora actuală, niște o memorie bună, 8 giga de drept 4 la 3200, e vreo 220 de lei. 207-220 de lei. E bine? 337, 16 giga de drept 4 la 3200, cu radiatoare, frecvență ca lumea, n-ai ce să-i faci. Cele 16, ăsta este prețul. Cele 16, na, chiar n-ai ce să-i faci. Asta e. Felicitări pentru alegeri. Chiar felicitări pentru alegeri. Și încă o dată spun, pentru cei ce vor un sistem până în 2500 lei, iată că se poate. Se poate fără niciun fel de problemă. Ce placă video mă recomandați pentru un i5-9600KF i5-9600KF și 16 GB RAM, un... depinde de buget. 2060. Clar, 2060 sau 5600XT sau 5700XT. Mm-hmm. 5600XT sau 5700 de la AMD. Da, uite-l pe Alin. Hai să-i spargem capul. Dăm cu pietre. Hai să dăm cu sticla de apă. Am o sticlă de apă. Vrei să dăm cu sticla de apă pe geam? Nu, ok. E risipă. Hai să mai luăm un mail două? Mai luăm un mail două, da. Hai că e bine. Live. Ok, am găsit eu. Ai găsit? Salutare băieții, vă respect, cu respect vă rog să îmi recomandați un monitor pentru Xbox One X care să meargă la 1440p, adică 2K, 120Hz, minimum 27 de inch, buget până în 2200-2500 de lei. Oare găsim? Eu am o întrebare, că asta încercam să caut. Xbox One X-ul ăsta, ce? Poate să ducă vreun joc 2K 120 de cadre? Dar ce? Bă, PlayStation 4 poate? Nu știu, nu l-am întrebat. De asta... Gaming-ul e altfel. Eu am văzut asta la Dan Kadar. Dan a avut la un moment dat un TV gigant. La 120Hz, 4K 120Hz. Și se juca Marinache, la vremea respectivă, se juca Sekiro. Da? Da. Chiar da. Chiar da. Și atunci o să ne ducem așa, o să ne ducem pe... Eu știu că e un AOC, nu? 2K27 corbat. Ferice, monitoare. Ne ducem pe, a zis, 1440. Minim 27. Nu, le luăm dandaratele. Unde e? 120 de herți? Ce 104? Ce? Da. Pune și 144. What? Stai mă, ce-am pus? Ce e aici? De ce e asta? Bă, ce e cu filtrele astea? Că nu înțeleg. Șterge 120. Și pune 140. E ceva în regulă aici. Dar... Stai mă un pic. Băi, ce treacă? Nici bine. Nu sunt bine. Da, ok. La 120 de Hz nu cred că avem... 120 de Hz, al meu e 144 Samsung ăla, nu? Nu prea mai face nimeni cu 120. S-ar putea să nu fie niciun răzgând. Ah, ba da, sunt 3. 27, e Dell-ul pe care l-am avut noi la review și e destul de... e foarte ok. Asta, odată. Ia OC-ul ăsta, pe care l-am... ăsta... L-am luat eu pentru PlayStation? Nu, e de 32. E de 32? 32 tot așa, 2K 144. Da, 27 de inch, astea sunt singurele 3 opțiuni pe care le ai. Dell Gaming-ul ăsta la 120 de Hz nu prea ai. Adică nu ai deloc 2K 120 de Hz. Tu pe ce merge, mă? Sincer, pe primul Dell. Asta? Și al doilea e...
Și al doilea e ok. Și AOC-ul ăsta e ok. De ce zic că e ok? La luminozitate un pic mai crescută. Contrastul. E pe ea. Da, asta e singura chestie și consumul e un pic mai mare. VESA, VESA 144, 2 HDMI, ăsta are două display porturi. În fine. Da, clar, ăsta. Așa să-i rămână numele. De ce? Pentru că TN, de ce? Pentru că Dell, de ce? Pentru că este conform specificațiilor și cerințelor tale. 2K, uh-huh. 100, tu ai vrut 120 de Hz, noi îți oferim 144 de Hz, 1 milisecundă timp de răspuns, ba mai mult decât atât. Știi că nu dădusem pe imagine, pe ecran? A, da? Da. Noi vorbeam foarte, acolo toate foarte, alea. Foarte deștepți. După ce am făcut selecțiile, am rămas pe 144 de Hz, 2K, nu neapărat în stoc magazin, chiar dacă scoți bifa asta, nu știu dacă apar, s-ar putea să fie mai mult, sunt mai multe modele, mă. Ce bifa ai scos? Nu, mă, că-i dau una ala, se duce automat, s-a dus automat cu un stoc magazin. Dar tot Dell-ul ăla mi se pare variantă bună, să știi, ca preț și ca ăsta, ce oferă. Ăsta l-am luat eu. Mhm. Doar că generația anterioară. Pentru PlayStation anterioară. 4. Da, generația anterioară, e foarte adevărat. AOC, sunt scumpe. Asta nu știu dacă, nu știu dacă merită, chiar nu știu dacă merită. Varianta cea mai bună, da, într-adevăr, e asta. Sau uite, dacă vrei puțin mai mare, e Lenovo ăla de 32. Asta. Mm-hmm. Dar totuși, nu trebuie să te duci până în 2500 de lei la ora actuală pentru un monitor 144 de Hz și rezoluție 2K. Chiar nu trebuie să te duci. Adică nu! Sub nicio formă, pentru că ai foarte multe variante în 75% din bugetul pe care exact tu l-ai avut în cap. Pe bune. Mm-hmm. Da. Hai, ai mai găsit ceva? Ultimul mail? Ultimul mail e așa, o părere, să zicem noi, da, nu, nu prea. Da, nu, nu prea? Da, nu, nu prea. De la cine? Gabriel e printre ultimii. Gabriel, uh-huh, Nacu. Uh-huh, uh-huh. Este Shadow-urni. Nu știu cum e. Salutare, salutare, echipa Bisigaraș, în următoarele lună să urmez să dețin următoarea configurație. Placă video, GB GeForce RTX 2080, super! Așa. Procesor AMD Ryzen 9 3900X. Plac de bază Aorus X570 Elite, PSU sursă Sun Flower Elite X 600. Super Flower, nu Sunflower. Super Flower, da. Uh-huh. 650W 80 plus Silver. Carcasă Matrix 70 Adder GB, memorie Corsair Vengeance Pro 16 GB la 3200 și un Samsung 970 Plus. Da, și ne întreabă... Ce părere aveți despre placa de bază slash sursă? Mi-a fost recomandat de un specialist acreditat pe Sigaraș, mulțumesc anticipat, și KUTGW. Scuze de întârziere la mailbox, dar de ce trebuie să vă scuzați atât de fiecare dată? Că e ca și cum te-ai duce la școală și au intrat toți și tu apari ultimul și profesorul intri. Mă scuzați că am întârziat și profesorul e așa după tine. Da. Ce folosește-ți imaginația, pentru că nu e wishlist, e scris în mail. Nu. Deci nu, imaginația. E scris decât în mail, nu e wishlist, nu e nimic. Îmi cer scuze pentru și nu mai fi așa hater, că de vorba aia, da. Știi cum e. Acum ce, n-am apăsat așa un buton și ți-a căciunat pe mine. Sunteți creativi, exact. Da. Exact. Suntem creativi. Da. Ce părere aveți despre placa de bază și sursa? Deci un Aorus X570 Elite. Stai vrei. Ceea ce probabil e vârful de gamă de la... Nu e chiar vârful de gamă. Nu e? E un vârfuț. Un vârfuț de gamă. Un vârfuț gamă. De gamă. Ah,
Ce dracu, dacă cu 8? Da, e un vârfuț de gamă, ca să zic așa, și era Superflower Litex-ul de 650 silver, nu? Și mai e asta. Asta mă interesa pe mine. Pentru că eu am mai făcut greșeli de genul ăsta și am ales o carcasă care mi-e mereu foarte dragă și nu știam de modelul plăcii, placa video pe care am ales-o, că avea două alimentări și era una cu 8 și una cu 6 și aveam decât un singur mufă de PC Express cu 8. Aia și alte dubioșeni de genul ăsta. Dar, 80 plus silver este ok pentru 3900X și 2080 super. Chiar e ok. 650 de watts, da, e ok. E foarte ok. Full modulară, toate protecțiile posibile și imposibile. Eco Intelligent Thermal Control, ăsta iarăși e o chestie pe care nu o caută foarte multă lume, dar e bine să știi că o ai acolo, aia e. 3A, 0,5, 54, 22, 24, foarte, foarte ok. Foarte ok. 9, da. Din 21 de comentarii are 5 stele, adică, da. Și unul singur, fără. Bine, nu putem să dăm ce și cum, pentru că e GDPR, MRPR și alte nebuni de genul ăsta. Bă, ce să zic, te faci cu un calculator ca lumea, ca să zic așa, 3900X cu 2080, 2080 super, Da. O să cam frângi pe genunchi tot ce înseamnă jocuri, unul la mână și doi, dacă vrei să fii creativ, așa cum a spus, cum au spus cei de prin comentarii, bă, nu o să aștepți foarte mult până când o să se termine de randat clipul. Indiferent că faci randarea pe procesor sau pe placa video pe Nvidia prin intermediul driverilor alea Creative Studio. Vedeți dacă faceți editare să nu faceți update la ultimul driver. Nu știu exact la ce. De fapt nu știu. Nu știu dacă ultimul update de driver de la Nvidia sau ultimul update de Premiere. Da, i-a dat-o rău de tot cu răzvan. Deci mi-a dat-o în Lumetri, acolo unde faci color correction și toate alea, îmi apar niște purici, efectiv. Și numai asta, dacă îi dau render, tot purici aia. Mm-hmm. Singura schemă pe care pot să fac e să-i dau disable la CUDA, da, să fac pe software și da, să-mi ia 3 ore. E cea mai bună variantă, ce să faci acum? Aia e. Deci, da, ceva s-a întâmplat acolo, problema e de vreo 20 de zile, sau nu știu când, că în fiecare zi caut să văd. Dar încă o dată, nu poți să să fii sigur că e de la driver. Mă, dacă e de la update-ul Adobe. Da, chestia e că în aceea zi am făcut și update de driver și update de Premiere. Asta este cel mai urât lucru și... Dar eu nu înțeleg cum poate să dea drumul la ceva care să meargă așa. Eu asta nu pot să înțeleg, mă sperie. Stai un pic că mai avem așa. Mai e un singur mail la care o să vreau să nu să-i dau un răspuns, ci să-i dau un sfat. Nu răspuns pentru că nu pot să-mi dau seama de la ce. George, e o chestie pe care am descoperit-o, l-am descoperit azi dimineață mail-ul ăsta. Vine de la George. Salutare echipa Visigaraj, nu este prima oară când vă scriu. Problema mea este următoarea. Ieri mi s-a stins PC-ul în timp ce mă jucam Red Dead 2, mai exact, și a repornit, dar imediat ce s-a deschis Windows-ul s-a stins iar și tot așa. Am tot insistat cu RAM, am încercat pe rând, am încercat și uneori se stingea imediat, alteori când apărea desktop cu iconițe și toate celelalte și intra în aplicații, Chrome și altceva, iarăși se oprea. Configurația este un i5-2400, 8 GB RAM DDR3, un SSD SU650 de la ADAT, un hard la 7200 rotații pe minut, plac de bază DQ67SW, sursă Chieftec APS de 650,
și o placă video XFX RX 580 8 GB GTS. Acum PC-ul pornește, dar fără imagine, doar fanul se învârte. Bănuiesc că problema ar fi sursa, deoarece am mai avut o placă de bază înainte și a început la un moment dat să comporte asemănător. Făcea restart, am încercat sursa la un alt PC și porneau fanurile, dar fără imagine și fără bip. Dacă e sursa de vină, puteți recomanda câteva modele ca să țină configurația mea fără niciun fel de problemă. Nu aș vrea să dau mai mult de 200 de lei, deoarece e o configurație veche și nu văd rostul de a cheltui prea mult pentru ea. Ideea este că putem să-ți facem o recomandare pentru o sursă, fără niciun fel de problemă. Dar poate să existe și alte probleme pe toată nebunia asta, până la semnalul video din sistemul tău, dat de sistemul tău către monitor. Poate să fie placă de bază, poate să fie procesorul SSD-ul, poate să fie placa video, poate să fie orice altceva. Eu îți sfat, nu căuta sursă, că îi dăm decât un sfat, să se ducă la cineva care are cum să îți înlocuiască componentele tale cu ceva echivalent. Caută un service care mai are Sandy Bridge, adică procesor. Procesorul 2400 nu consumă foarte mult. Singura componentă care consumă foarte mult ar fi 580-ul din sistemul tău. Iar 650 de W, wow, sunt prea mult pentru întreaga configurație a sistemului tău. Ideea e că trebuie să te duci într-un service, să-i rogi frumos să se uite la sistemul tău și să descopere care ar fi problema, să nu ai un scurt în carcasă, să nu ai, sunt multe. Degeaba să recomandăm noi o sursă de 200 de lei, hai să zicem, ajunge sursa la tine și constați că sistemul nu pornește. Da. Roagă pe cineva să-ți împrumute o sursă și încearcă cu altă sursă, ca să te convingi soto că este sursa respectivă. Încearcă, la fel, încearcă să, cum ziceam un pic mai devreme, du-te într-un service. Cineva care mai are un procesor din seria Sandy Bridge. Să ți-l înlocuiască, na. E ciudat așa, știi, să îți recomandăm. Da, mă, hai mă, că vindem, ce naiba, îi recomandăm sursă. O sursă. Gata, ți-am dat sursă, uite, iei modelul ăsta. Ajunge la tine și constați că după ce ai conectat toate cablurile, din nou, ai aceeași problemă. Și problema poate să fie din altă parte. Trebuie o verificare un pic mai amănunțită a configurației, că poate să fie cu totul și cu totul altceva. Deci, practic, să le ia pe rând așa, nu? Să... Ce? Prin eliminare. Da, păi noi n-am făcut așa. Așa se face, de fapt. Nu te duci, gata, mă, aia e. Am luat-o pe aia, ai venit, ai înlocuit-o, constați că nu e aia. Mm-hmm. Așa am mai făcut dubioșenii de-astea. Mm-hmm. Cu memoriile, știu că s-a întâmplat. Da. Ca de la Besmetic. Am nevoie de un kit de memorie de cutare. Am ajuns cu memoriile, l-am pus, era același drag. Uite cum a fost și cu configurația de streaming. Configurația de streaming are o placă de bază care este defectă. În ce sens e defectă? Nu pot să pun ambele memorii în dual channel. Nu pornește sistemul. Merge decât pe primele două bancuri din partea dreaptă. În momentul în care le pun în dual channel sau le mut pe celelalte sau mut ambele memorii pe cele două bancuri din partea stângă, nu pornește sistemul sub nicio formă. Și știu de la ce. Este de la a doua componentă defectă din sistem. De la procesor. Am găsit pe spatele procesorului, în zona în care procesorul calcă pe pinii din socket, am găsit un circuit care e sărit. E sărită zi, cum îi zice, mă? Pinul. Mă rog, plăcuța aia. Da. E sărit ăla, acolo. Da. Și acum să trecem și la muncă, pentru că munca nobilează. Deja am început să fim căutați de colegii noștri minunați din firmă, care mai de care ar nevoie de noi. Bine, au nevoie pentru că noi le-am făcut cerere. Ce cerere? Până săptămâna viitoare la un nou mailbox. Nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care le știți, pe ăsta live.pcgarage.ro și pcg.ro/tv. Și nu uitați
Nu uitați că vinerea aceasta facem live din Ghost of Tsushima. Îl avem deja. Da, arată spre mine că practic eu îl am. Că aia e. Da. Asta este. Sper că o să fie un joc interesant. Live-ul începe la ora 3. O să țină aproximativ 3 ore. La fel ca cel din The Last of Us 2. Sper să fie ok. Sper să nu fie aruncat cu banii pe geam. Vedem. Pinul ăla nu merge prins cu prea des. Dacă toate lucrurile ar merge, ar fi așa de simple, Dumnezeule, noi nu am mai avea ce să mai șurubărim. Da. Vă pupăm cu stimă și cu drag, să aveți o zi extraordinar de frumoasă și ne vedem vineri. Vineri o să fie live-ul. Săptămâna live-urilor continuă. Da. S-a plăcut? Da. Da. Foarte mult. Da. Ciao, guys! Să aveți o zi extraordinar de frumoasă! Pa! Iar n-avem muzică. Nu mă pot abține, vă rog frumos și din tot sufletul, cineva din chat să îi explice iubitului meu coleg Fludor, Răzvan, ce înseamnă Fludor. Acum chiar pa.